Radet Constanța anunță că în intervalul de timp 25-31 iulie se vor efectua citirile contoarelor de energie termică montate la consumatori. Tabelul cuprinzând planificarea pe zile a punctelor termice pentru care se vor citi contoarele de energie termică montate la consumatori poate fi consultat pe site-ul Radet la secțiunea Comunicate. Consumatorii de energie termică sunt rugați pe această cale să facă demersurile necesare pentru a permite accesul reprezentanților regiei la grupurile de măsură, astfel încât citirea contoarelor să se efectueze în termenele stabilite, au transmis reprezentanții Radet Constanța. Primele pe listă sunt punctele 1, 2, 5, 8, 12, 16, 18, 22, 30, de la 40 la 42, 50, 51, 53, 57, 74, 86, 89, 92, 104, de la 117 la 119, 122, 123, 125, 126, 135, 139, 163, 174, 175, 177, 182, 188, 214 și 272.